Potrivit acuzațiilor procurorilor anticorupție, liderul primarilor Șpăgari este Gheorghe Falcă de la Arad. Acesta a fost trimis în judecată în urmă cu 4 ani pentru că ar fi primit peste 100.000 de euro. Solina Apostu este pe locul secund cu 94.000 de euro încasați pentru manipularea unor licitații. Un alt caz celebru este cel al primarului Craiovei, Antonie Solomon, arestat pentru că ar fi primit 40.000 de euro pentru a elibera o autorizație de construcție. Câte 25.000 de euro șpagă au cerut fostul primar din Râmnicu Vâlcea Mircea Guteu și viceprimarul Nicolae Dicu, cei doi a fost condamnați la câte trei ani și jumătate de închisoare. În județul Cluj, de ne a avut mult de lucru. Una din cele mai mari păgi a luat-o primarul din Comuna Jucu, Petre Coste, prins în flagrant în 2007, în timp ce primea 10.000 de euro. Banii proveneau de la o persoană fizică care a revendicat un teren în Jucu, iar primarul urma să-i obțină actele de punere în posesie. Coste a fost condamnat de magistrații Curții de Apel Cluj la 5 ani de închisoare cu executare. Pentru o mită de 5.000 de euro este judecat și Petru Toadere, primarul din Comuna Călățele. Procesul său încă se judecă la Curtea de Apel Cluj.